Dacă intenționați să vă achiziționați un tractor cu fonduri europene, avem câteva ponturi pentru a obține un punctaj mai mare și a vă crește șansele să accesați banii. Anul acesta, fermierii care vor să-și cumpere mașini și utilaje noi vor putea face acest lucru accesând fonduri europene prin intermediul liniei de finanțare DR13, dedicat achiziției de utilaje pentru sectorul vegetal. Valoarea maximă a sprijinului este de 300.000 de euro pe fermă. Colega mea, Lorena Stan, are toate datele. Bun găsit! Pentru început, trebuie să știți că dacă vreți să vă luați un tractor nou cu fonduri europene, trebuie să fiți organizați ca persoană fizică autorizată sau persoană juridică. De asemenea, sunt eligibile cooperativele agricole, precum și grupurile și organizațiile de producători. Formele asociative pot obține punctaj maxim atunci când depun un proiect în nume propriu. Însă avantajat este și fermierul care depune proiect tot în nume propriu și care dovedește că este membru într-o asociație agricolă. Vor avea un avantaj și cei care dețin în proprietate terenurile pe care se află ferma. Chiar și pe zootehnie, în acest moment, se acordă un punctaj în funcție de ce procent din terenurile exploatației sunt deținute în proprietate din numărul total de hectare. Prin urmare, ca să obținem un punctaj mai bun, puteți transfera terenurile din proprietatea personală în cea a fermei. Sunt avantajați, de asemenea, și cei care practică agricultura ecologică. Acest lucru presupune ca terenurile să fie înscrise în agricultura ecologică, la fel și tot efectivul de animale. Valoarea maximă a sprijinului din fonduri europene este de 300.000 euro pe fermă.